Buzoienii pot urmări live campionatul mondial de rachetomodele găzduit de municipiul Buzău până pe 8 octombrie 2021. Din păcate, publicul nu poate admira spectaculosul eveniment internațional la fața locului, deoarece Buzăul se află în scenariul roșu din cauza numărului mare de infectări cu virusul SARS-CoV-2. Chiar dacă evenimentul se organizează în câmp, la Spătaru, accesul spectatorilor nu este permis la probele de competiție. Supuși restricții sunt și cei 400 de sportivi participanți la competiția internațională. Competiția oficială a început de 3 zile, dar munca pentru pregătirea acestei competiții a început mai de mult. Cam de când timp? Din 22 august, da, mai exact. De atunci pregătiri, sponsorizări, discuții cu televiziuni, mass media, radio, și orice altă categorie de posibili parteneri care să ni se alăture, planuri de amplasament, că la rachetomodelism e cu totul alt aranjament, ca să zic așa, în teren, ne trebuie spațiu. Aici avem undeva la 12 hectare, așa, ca dimensiune, corturi, da, o întreagă logistică, o întreagă... Și peste toate astea și o pandemie. Și o nenorocire, da, care ne-a obligat, de exemplu, între locurile de lansare între țări să mai punem încă 2,5 metri. Chiar dacă publicul spectator nu are acces la competiție, organizatorii îi anunță pe cei pasionați de rachetomodelism că evenimentul internațional de la Buzău este transmis live pe internet pe pagina de Facebook a primăriei Buzău. 5, 4, 3, 2, 1, start! Buzău este pentru o săptămână practic sediul mondial al rachetomodelismului și acest lucru nu este puțin pentru noi. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc multă sănătate și să urmăriți programele de informare, iar pentru părinții cu copii, de ce nu, ar putea să-i aducă aici în orice zi să vadă pentru această desfășurare a acestui campionat, pentru că cu siguranță îi va inspira și, de ce nu, poate mai târziu vor ajunge piloți, ingineri, muncitori înalt calificați. Alături de sportivii din România, la campionatul mondial de rachetomodele mai participă rachetomodeliști din Germania, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Italia, Bulgaria, Lituania, Letonia, Olanda, Polonia, Ucraina, Slovacia, Serbia, Spania, Rusia și Uzbekistan. Principalii organizatori ai evenimentului sunt Primăria Buzău și Federația Română de Modelism.